Pentru ascultătorii postului de televiziune Vaslui, sunt încântat că am avut ocazia să poposesc în această importantă urbe. Sperăm că veți vândi. Am făcut pelerinajul la statuia lui Ștefan cel Mare cu umilință și mare evlavie. Sper că îmi va da curaj să fac ceea ce trebuie ca să ajut și eu la instaurarea democrației în țara noastră. Vă mulțumesc și dacă nu sunt prea obositor pentru dumneavoastră, îmi dau seama că ați avut o zi grea, câteva cuvinte despre Uniunea Mondială a Românilor Liberi, al cărui președinte sunteți. Din suflet, dragul meu, cum te cheamă, dragă? Lupu. Lupu. Pentru ce fel de lupu? Dumitru. Pentru mitică. Uniunea Mondială a Românilor Liberi a fost înființată în urma unui apel pe care l-am adresat tuturor românilor din lume la 1 decembrie 1980. A fost în mod simbolic aleasă această zi, pentru că este ziua înfăptuirii României Mari. În mai puțin de 4 ani am reușit să facem primul congres mondial al românilor la Geneva, în mai 1984. Atunci s-a înființat Uniunea. Și spre marea noastră bucurie, dintr-un început s-a dovedit că românii doreau să lupte, doreau să se organizeze pentru acest înalt scop, libertate și democrație în România. Cu alte cuvinte, în fază este pe democrație. Este ceea ce facem acum și vom avea al 3-lea congres mondial la începutul lui mai anul acesta la Paris. Vă mulțumesc!